regăsit! Ne revedem cu fenomenele termice astăzi și să vedem întâi răspunsul la întrebarea. De data trecută era vorba despre un frigider care lucrează cu ușa deschisă într-o cameră și întrebarea era ce se întâmplă cu temperatura în camera respectivă în acest caz. Crește, scade sau rămâne aceeași? Frigiderul face parte dintr-o categorie mai largă de aparate termice, să le spunem așa, o categorie numită pompe de căldură. O pompă de căldură obligă căldura să treacă de la un corp mai rece la un corp mai cald, ceea ce niciodată nu face căldura de la sine. Putem face o comparație cu apa. Dacă punem un vas pe pământ și mai punem un vas undeva mai sus și avem apă în vasul de jos, degeaba vom lega cu un furtun cele două vase, indiferent ce traseu o să-i dăm furtunului, nu va trece niciodată apa de la sine, din vasul de jos în vasul de sus, dar va trece dacă folosim o pompă. O putem obliga să treacă de jos în vasul de sus. Același lucru putem face și cu căldura. Putem obliga căldura să treacă de la un corp mai rece la un corp mai cald. Și un astfel de dispozitiv este o pompă de căldură sau o mașină frigorifică. Din punct de vedere tehnic nu e chiar același lucru, dar deocamdată pentru noi e suficient să vorbim despre pompe de căldură. Și atunci înseamnă că frigiderul doar mută căldura din interior, unde e mai rece, în spatele lui, unde are un radiator, adică în camera în care se găsește. Și la prima vedere s-ar părea că răspunsul la întrebarea noastră este că temperatura camerei înseamnă că rămâne tot atât, pentru că frigiderul nu face decât să mute căldura din interiorul lui în spatele lui, cu alte cuvinte, căldura rămâne tot acolo în cameră. Dar nu este așa. Să vedem de ce. Să facem o comparație între ceea ce se numește mașină termică, un motor termic. Motorul dintr-un automobil care funcționează cu benzină sau cu motorină și o pompă de căldură. Motorul termic, mașina termică, primește căldură de la o sursă caldă, așa se numește, care are temperatura T1 și transferă căldura unei surse reci, care are temperatura T2, T1 fiind mai mare decât T2, așa cum am spus, și efectuează lucru mecanic. De fapt, acest lucru mecanic este diferența dintre câtă căldură primește și câtă căldură cedează. Cu alte cuvinte, căldura cedată în modul, pentru că ea e negativă, dacă e cedată, este egală cu căldura primită minus lucrul mecanic pe care l-a efectuat motorul termic. O pompă de căldură, în schimb, ia căldura de la sursa rece, aici T1 e mai mic decât T2, și transferă căldura la sursa caldă. Dar pentru asta e nevoie de lucru mecanic. Aici mașina termică producea lucru mecanic, aici noi trebuie să dăm acest lucru mecanic, la fel cum pompa pentru apă, ca să oblige apa să se ducă în vasul de sus, are nevoie de energie, de pildă energie electrică, și efectuează lucru mecanic. Frigiderul, la fel, are nevoie de energie ca să efectueze acest lucru mecanic, energia pe care o ia de la instalația electrică, și acel lucru mecanic se transformă și el în căldură, până la urmă. Pentru că, odată ce frigiderul folosește niște energie electrică, trebuie să se întâmple ceva cu ea, energia se conservă. Și aici avem modul din Q2, este Q1 plus L, ceea ce înseamnă că frigiderul dă mai multă căldură în cameră decât scoate din interiorul lui. Și ceea ce mai înseamnă că răspunsul corect la întrebarea noastră este că temperatura camerei va crește. Dacă frigiderul lucrează cu ușa deschisă, el devine un aparat de încălzit. Să mergem mai departe. Rezolvarea problemei de data trecută a durat cam mult, așa că nu v-am mai dat o problemă pe care să încercați să o rezolvați singuri, ceea ce înseamnă că putem să trecem la întrebarea de astăzi. Întrebarea de azi se referă la o cutie
Să zicem că avem o cutie paralelipipedică închisă ermetic și că în cutie este practic vid, adică avem foarte puține molecule. Să zicem că avem doar 4 molecule, molecule de oxigen. Bineînțeles că moleculele respective sunt în mișcare, moleculele sunt tot timpul în mișcare și se ciocnesc cu pereții cutiei, plimbându-se prin toată cutia. Absolut întâmplător. Să mai presupunem că avem un aparat de fotografiat care poate să fotografieze interiorul cutiei și să ne arate unde sunt moleculele. Și că acest aparat face din când în când, aleatoriu, când îl apucă pe el, câte o fotografie. Ce vom vedea? Păi uneori vom vedea 2 molecule în stânga, 2 molecule în dreapta. Alteori vom vedea 3 molecule în stânga, o moleculă în dreapta. Alteori vom vedea 3 molecule în dreapta, o moleculă în stânga. Alteori vom vedea că toate cele 4 molecule sunt în jumătatea din stânga sau toate 4 sunt în jumătatea din dreapta. Și așa mai departe. Cu alte cuvinte, vom vedea că din când în când toate moleculele sunt în jumătate de cutie, fie în jumătatea din stânga, fie în jumătatea din dreapta. Și întrebarea este, de ce nu se întâmplă acest lucru și cu aerul dintr-o cameră? De ce nu se adună din când în când moleculele de aer dintr-o cameră, toate în jumătate din cameră și cei care au rămas în cealaltă jumătate să moară asfixiați? N-ați auzit niciodată că s-a întâmplat așa ceva, nici eu. De ce oare acest lucru se întâmplă în cazul cutiei, dar nu se întâmplă în cazul camerei? Pentru că, să știți, nu există nicio lege a fizicii care să interzică să se întâmple acest lucru. Și atunci, întrebarea este, repet, de ce nu se întâmplă niciodată acest lucru cu aerul dintr-o cameră? Să rezolvăm acum o problemă. Să vedem întâi textul problemei. O sticlă rândop de plută de greutate neglijabilă cu secțiunea de 2 cm pătrați. Sticla conține aer la presiune atmosferică normală și la temperatura de 27 grade Celsius. Forța de frecare maximă dintre dopul de plută și gâtul sticlei este de 10 N. Dacă încălzim sticla și aerul din ea, la ce temperatură sare dopul? Vedem datele problemei scrise pe tablă. Aria secțiunii dopului este 2 cm pătrați, adică 2 ori 10 la minus 4 metri pătrați. Presiunea inițială este de 1 atmosferă. Temperatura inițială 27 de grade Celsius, ceea ce înseamnă că în Kelvin, temperatura absolută, deci, va fi 27 plus 273, 300 de Kelvin. Forța de frecare maximă dintre dop și gâtul sticlei înseamnă că dacă împingem dopul cu o forță tot mai mare și mai mare, atunci el va începe să se miște atunci când atingem această valoare. Pentru că forța de frecare nu poate să fie mai mare decât atât, 10 N. Și întrebarea este, deci, dacă încălzim sticla și aerul din ea, la ce temperatură va sări dopul? Întâi, de ce sare dopul? Pentru că vom avea o transformare izocoră, volumul este constant, ceea ce înseamnă că dacă mărim temperatura, crește și presiunea. Și pentru că presiunea din interior se face tot mai mare și mai mare și mai mare și forța care împinge dopul în sus se face tot mai mare și la un moment dat dopul va sări din gâtul sticlei. Legea transformării izocore spune că P1 supra T1 este egal cu P2 supra T2. Noi știm cât este P1, știm cât este T1, ceea ce înseamnă că dacă am ști și cât este presiunea la care sare dopul, problema ar fi ca și rezolvată, pentru că imediat am putea calcula și ceea ce ne interesează, temperatura la care sare dopul. Să vedem cum putem găsi presiunea la care sare dopul. Dopul este împins în sus cu
cu o forță F și orice forță care apare din cauza unei presiuni se poate scrie ca fiind produsul dintre presiunea respectivă și aria suprafeței pe care acționează presiunea respectivă. Dar el este împins și de sus în jos, pentru că avem în afara sticlei presiune și acolo, presiunea atmosferică normală, de o forță, să notăm F0 egal cu P0 ori S. Pentru că dopul are greutatea neglijabilă, nu trebuie să ținem cont de greutate, și asta înseamnă că atunci când diferența dintre aceste două forțe va deveni egală cu forța de frecare, să notăm F indice F mic, ca să nu o confundăm cu forța despre care am vorbit mai înainte, atunci va sări dopul. Adică avem condiția F minus F0 să fie egal cu forța de frecare. De aici o să putem găsi presiunea la care sare dopul, pentru că putem exprima aceste două forțe cu ajutorul presiunilor. Și anume, avem P ori S minus P0 ori S este egal cu forța de frecare, adică P ori S este forța de frecare plus P0 ori S, și de aici rezultă că P, presiunea care ne interesează pe noi, cea care în această relație este notată cu P2, să o și notăm așa, este forța de frecare supra S plus, dacă am împărțit la S, mai rămâne P0. Deci presiunea la care sare dopul are această valoare pe care o putem calcula, pentru că știm tot ce este în dreapta semnului egal. Să vedem. Presiunea P2 pe care o căutăm este 10 N, forța de frecare, supra 2 ori 10 la minus 4 metri pătrați plus presiunea P0, care este o atmosferă, și o atmosferă este aproximativ egală cu 10 la 5 newton pe metru pătrat, care se mai numește și pascal. Mai precis e 101.325, dar pentru că problema nu ne-a specificat ce valoare să luăm, vom lua valoarea aproximativă. Și atunci mai am aici plus 10 la 5 newton pe metru pătrat. Înseamnă că P2 va fi 10 la minus 4 trece la numărător și voi avea 10 la 4 ori 10, 10 la 5. Deci voi avea 1 supra 2 ori 10 la 5 plus 10 la 5 newton pe metru pătrat. Cu alte cuvinte, voi avea P2 egal cu 1 pe 2 plus 1, 3 pe 2, 3 pe 2 ori 10 la 5 newton pe metru pătrat, care se mai poate scrie și 3 pe 2 atmosfere. Pentru că 10 la 5 newton pe metru pătrat este aproximativ o atmosferă. Și acum putem să ne întoarcem la legea transformării izocore. Temperatura T2 din această proporție se vede că este T1 ori P2 supra P1. Adică T2 este T1 înmulțit cu 3 pe 2 atmosfere pe o atmosferă. Și găsim că temperatura la care sare dopul T2 este 3 pe 2 T1. Dar pentru că T1 e 300 de Kelvin, voi avea 3 pe 2 ori 300, 900 pe 2, 450
de Kelvin. Și acum să vedem cât înseamnă asta în grade Celsius. Și avem temnic 2, temare 2, minus 273 grade Celsius. Adică 450 minus 273, ceea ce înseamnă că temnic 2 are valoarea 177 de grade Celsius. Deci, ceea ce se întâmplă este că dacă încălzim aerul din această sticlă, sticla și aerul din această sticlă, că e greu să încălzim numai aerul fără să încălzim și sticla, că atunci când vom ajunge la temperatura de 177 de grade Celsius, dopul va sări afară din gâtul sticlei. Partea a treia, vreau să discutăm câteva lucruri despre presiune. Pentru că multe necazuri la rezolvarea problemelor apar din cauza unităților de măsură pentru presiune sau din cauza interpretării greșite a forțelor care apar din cauza presiunii. Întâi, despre unitățile de măsură. În sistemul internațional, presiunea are ca unitate de măsură newton pe metru pătrat, care a primit numele de pascal. Se mai folosește foarte frecvent ca unitate de măsură pentru presiune atmosfera fizică, notată atm, o atmosferă fizică fiind, de fapt, presiunea atmosferică medie pe planeta Pământ la nivelul oceanului planetar. Și valoarea ei este 101.325 de newton pe metru pătrat. Așa că puteți să faceți transformările necesare, dacă știți această valoare. Se mai folosește o valoare aproximativă a presiunii atmosferice normale, pentru că, după cum vedeți, e foarte aproape de 100.000, și anume barul, un bar, înseamnă 100.000 de newton pe metru pătrat, sau se mai exprimă câteodată în kilopascali, și atunci avem 100 de kilopascali. În tehnică se folosește uneori kilopascalul. Și pentru presiunea recomandată în anvelope se mai folosește această unitate de măsură. Imediat o să revin la această presiune. Și se mai folosește și torul, un tor, de la numele lui Torricelli, cel care a măsurat pentru întâia oară valoarea presiunii atmosferice. Un tor înseamnă, de fapt, presiunea unui milimetru coloană de mercur, adică la adâncimea de un milimetru în mercur. Se poate spune și așa. Deci un tor este același lucru cu un milimetru coloană de mercur, milimetru mercur. Și dacă aveți nevoie de transformări între tor și alte unități de măsură, trebuie să țineți minte că 760 de tori este presiunea atmosferică normală. Adică 760 de tori înseamnă 101.325 de newton pe metru pătrat, de pascali. Și atunci, cu regula de 3 simplă, puteți să transformați unitățile de măsură din care doriți în care doriți. Am spus că revin la presiunea din anvelope. Presiunea recomandată într-o anvelopă, în cauciucul mașinilor, cum spunem de obicei, este de fapt o presiune relativă. Adică, de pildă, dacă presiunea este recomandată de 2,5 bari,
asta înseamnă că este cu atâta mai mare decât presiunea atmosferică, decât presiunea din exterior. Și nu că atâta este presiunea, presiunea din interior este de fapt 2,5 plus 1, pentru că o atmosferă este aproximativ același lucru cu un bar. Deci, încă o dată spun, acea presiune este presiune relativă. Deci, este presiunea care ne arată, de fapt, diferența dintre presiunea din interiorul anvelopei și presiunea atmosferică normală. Bun, încă câteva lucruri despre condițiile normale. Presiunea atmosferică normală este, așa cum ați văzut, presiunea de o atmosferă. Și se notează cu P0. Temperatura normală se consideră a fi în grade Celsius, 0 grade Celsius. De ce? Pentru că acum 100-150 de ani, cam atâta era temperatura medie a planetei Pământ. Astăzi este mai ridicată cu câteva grade. Dar considerăm în continuare că temperatura normală este 0 grade Celsius, ceea ce înseamnă că în Kelvin, în scara absolută, să notăm cu T mare 0, este 273,15 Kelvin. Mai există o mărime foarte importantă care are legătură cu condițiile normale și anume volumul molar. Notat V indice mu. Volumul molar îmi arată ce volum ocupă un mol de gaz în condiții normale de presiune și temperatură. Și valoarea este aproximativ 22,4 litri pe mol. Deci în condiții normale de presiune și temperatură, adică la presiunea de atmosferă și la temperatura de 0 grade Celsius, un mol de gaz, indiferent despre ce gaz este vorba, ocupă volumul de 22,4 litri. Acestea sunt foarte importante pentru că, de fapt, cu ajutorul lor se definește constanta generală a gazelor. Constanta generală a gazelor este, de fapt, presiunea normală înmulțită cu volumul molar și împărțit la temperatura normală. Și dacă o să exprimați volumul molar în metri cubi pe kilomol, pentru că vom lucra cu presiunea de obicei în pascali și aici apar metri pătrați, pe când litru este decimetru cub, atunci o să găsiți, dacă înlocuiți valorile cu valorile lor numerice, o să găsiți că R are valoarea aproximativă de 8314 joule pe kilomol Kelvin. Și ultimul lucru. De ce produc gazele presiune? Produc presiune pentru că moleculele unui gaz sunt într-o permanentă mișcare dezordonată, ceea ce înseamnă că ele lovesc tot timpul pereții vasului în care se găsește gazul. De pildă, dacă am un cilindru cu piston, atunci moleculele gazului din interiorul cilindrului, nu o să le desenez pe toate, nu? Lovesc tot timpul pereții cilindrului și pistonul. Pistonul suferă în fiecare secundă miliarde și miliarde de lovituri din partea moleculelor gazului. Și aceste lovituri produc ceea ce numim presiune. Împing pistonul. Ceea ce înseamnă că un gaz nu poate decât să împingă un piston, nu poate să-l tragă. Ceea ce mai înseamnă că atunci când pistonul se mișcă spre dreapta, lucrul mecanic este efectuat de acest gaz. El împinge pistonul și este pozitiv dacă gazul reprezintă pentru noi sistemul termodinamic. În schimb, dacă pistonul se mișcă spre stânga, atunci înseamnă că nu gazul din interior produce lucrul mecanic respectiv,
Gazul din interior nu poate să miște pistonul spre stânga. Înseamnă că pistonul este împins spre stânga de ceva din exterior, de obicei de un alt gaz din exterior. Și în cazul acesta, lucru mecanic este negativ. În concluzie, dacă volumul unui sistem termodinamic crește, lucrul mecanic efectuat este pozitiv, dacă volumul scade, lucrul mecanic este negativ. Atât pentru azi, la revedere!